Astea a plutit în aer la propriu astăzi în mai multe orașe din România, asta datorită Antenei 1, care a dat startul la Puf Stock, un maraton de bătaie cu perne la care au putut să participe toți îndrăgostiții patriei. Mai multe vedete ale postului nostru de televiziune au mers în molurile din cele mai mari orașe din țară și au făcut pe arbitri. Fiecare participant a primit câte o pernă, dar și multe încurajări. Dați până s-ar fulgi. Cine a dat cel mai tare a primit și un premiu de 10.000 de lei. Ce așteaptă câteva sute de constanțeni, unii mai îndrăgostiți ca alții, fiecare cu câte o pernă în mână? Răspuns: așteaptă startul. Startul bătăliei cu perne, evident. Cu perne! Dar între voi! Vedetele Antenei 1 nu au stat nici ele deoparte. Capatos, Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu s-au bătut ca atunci când erau mici. Da, e groaznic! Ne-am înecat, am pus în somac. Bătăușii cu perne din Timișoara au fost conduși de Răzvan și Dani. Timișoara, neața! Neața! Timișoara, neața! Cei doi au adus unui îndrăgostit 10.000 de lei noi. Câștigătorul premiului este Florin Panainte! Cum să cheme Panainte? Lupta s-a mutat apoi în capitală. Din cele 300 de perne puse la dispoziție îndrăgostiților, au rămas doar fulgii. Nimeni n-a avut răbdare să stea până la ora 19, să ne batem cu toții cu pene. Toată lumea a început antrenamentul un pic mai devreme. Cu toții au avut însă răbdare când s-a strigat numele câștigătorului celor 10.000 de lei. Câștigătorul este Falnaghi Cristian Alin! Alin, unde ești? Ridică mâna! A venit Alin, câștigătorul! Ți-ai luat soția? Ne-am bătut, da, este chiar în spate. Sincer să fiu, nu mă așteptam, dar am sperat. Dar îți vei ține soția în puf acum? Foarte mult!